Cum procedăm în situația asta? Sau știți de ce stau vacile pe stradă în fața mașinilor, nu? Bine, am venit la tine pregătit pentru deplasările astea cu mașina electrică. A, fii atent, bro, păi tu ai sculă de sculă. Am cerut la un prieten electrician, un super prelogitor, pe urmă, când am ajuns la tine, mi-am dat seama că lucrurile sunt mai la îndemână și că avem aici tot ce ne trebuie. Da, uite, am prins și chestia asta din față. Am salutat. N-ai cu ce, știu. Dragii mei, n-are feeling de S-Class, de, de seria 5, de Merțane, nici într-o mie de ani. Da, e rapidă, e nu știu ce, dar... Vă dau drumul, o băgați, dar nu mai băgați prin față, că nu mai la băieții așa, cu cablu. Păi eu aici, la prima... Faceți cablu, cumva, și băgați așa. Dați-mi drumul, da. Hai, mulțumesc. Bună dimineața și sărbători fericite tuturor! Bine, practic, sărbătorile au trecut. Astăzi suntem în ziua de marți, de după weekendul ăsta mega prelungit de aproape o săptămână. Și eu astăzi plec într-o mică vacanță, pentru că am așteptat să treacă restul agitației. Ce am văzut pe șosele zilele astea, mai ales pe grupurile de infotrafic, haos. În fine, însă astăzi plecăm cu mașina electrică într-un nou episod, într-o călătorie destul de lungă. E cea mai lungă călătorie de până acum cu ea, vreo 270 de km. Mergem de la Craiova la Moldova Nouă. Asta este un Cupra Born cu o baterie de 77 de kW pe care am încărcat-o la 91% acasă la priză pe timpul nopții. Ieri după amiază am pus-o la încărcat cu 56 sau 57% și în 12 ore am încărcat cu 2 kW, 2 kW și ceva, cât vedeți pe ceasul mașinii. Ne arată că facem 440 de km. Însă pe traseul ăsta pe care mergem noi, lucrurile sunt un pic interesante. De la Orșova la Moldova Nouă nu există nici măcar o benzinărie. Iar cei care ați văzut seria, restul episoadelor cu mașina electrică, ați văzut ce probleme am avut pe aici prin Craiova cu stațiile de încărcare. Foarte multe aplicații, fiecare aplicație cu stația ei și așa mai departe. Așa că o să aleg o strategie mai... Că asta înseamnă deplasarea cu mașina electrică, să-ți plănuiești călătoria. O să mergem întâi la Severin. Oricum trecem prin Severin. Da, domnul a greșit complet traseul, dar nu-i problemă, venea din față. Așa cum vă spuneam, o să mergem la Severin, că traseul nostru trece prin Severin. Vom încărca 100% acolo și plecăm. Da, deci cum vă spuneam, cred că vom face o oprire la Severin pentru o încărcare completă. Acum mașina are 90%, vom ajunge la Severin cu un 65-70%. Am putea ajunge la destinația noastră cu ea, cu cantitatea de curent care e în baterie, probabil cu un 30%, chiar 25% în funcție de trafic și așa mai departe. Dar ar însemna că acolo mașina să stea foarte mult la încărcatul de acasă, care eu să mă pot întoarce cu ea până la stația de încărcare de la Severin. Așa că oprim la Severin, o încărcăm 100% și atunci ajungem cu ea la destinație cu circa 70-75% procentaj și ne rămâne suficient curent să ne învârtim cu ea și pe acolo și să mă pot întoarce și în perfectă liniște înapoi la stația de încărcare la Severin. Asta înseamnă viața cu mașina electrică. E un planning din ăsta al călătorilor. Sunt și aplicații cu care să faci chestia asta. Pentru că, cum v-am spus și în episoadele cu de zi cu zi, care ați văzut seria Viața mea cu ea,
nu ți se potrivește, nu se potrivește unui om cu un stil de viață dinamic, care în fiecare minut poate pleca la capătul țării sau poate să intervină situații de urgență, să fie nevoit să plece de colo-colo repede și să stea cu ochii în procentajul ăsta de la bani. Să reducă viteza, da, e dreptate, bravo băiți. Au de cine are mașină, cum se duce pe lângă noi. Pentru că cât de șmechere și de mișto și de dezvoltate sunt mașinile electrice în sine, pentru că credeți-mă, mașina electrică e departe de mașina termică, la cum merge, la trebuie doar să ai una pe mână. Bineînțeles, cu cât e mai scumpă și făcută de un producător care face mașini, cu atât vei avea mai multe calități. Nici nu încerc să-mi imaginez cum sunt Mercedes-urile sau BMW-urile electrice din prezent. Asta este o mașină făcută de Volkswagen pe noul brand Cupra, foarte confortabilă, foarte dinamică, foarte puternică, are 231 de cai. Dar partea asta de încărcări, eu le spun încărcătorii sau curentării, sunt la an lumină în urmă față de cât de avansate sunt mașinile. Cineva a pornit cu ele pe o idee și pe o direcție complet greșită. Apropo, trecem pe lângă o fabrică de curent. Nu există la poarta ei nicio stație de încărcare. Și o să vedem și mai în față la porțile de fier că nu există stații de încărcare. O să vedem și la Coronini, acolo unde este parcul eolian, că nu există stații de încărcare. Adică cine a pornit sistemul ăsta cu stații astea care sunt date la tot felul de furnizori care lucrează în roaming, în tot felul de sisteme din astea de neînțeles, cu prețuri diferite de la 1,1 kW lei pe kW la 3,1 lei, adică tu ca utilizator nu ai un confort. Dacă mergi pe rutele astea unde sunt stații de încărcare rapide și mergi numai pe încărcarea din stație în stație, mergi în bani, mergi pe un consum de circa 8%, am făcut eu niște calcule, la un cost de curent de 2,5-2,7 pe kW, la un cost de curent de 3 lei sau 3,1 cât e cel mai scump, deja te duci la un țar de consum unei mașini obișnuite. Practic, mașina electrică la genul ăsta de deplasări devine costisitoare. Nu înțeleg de ce se merge pe direcția asta, nu înțeleg de ce nu se uniformizează piața cumva și să se reglementeze. Da, am înțeles, tu practic plătești rapiditatea, dar nu este ok să o plătești de 3 ori mai scumpă, pentru că, pe urmă, curentul se și pierde o foarte mare parte din el, știți bine, la sfârșitul unei zile, ce nu se consumă, nu se magazinează nicăieri. Mă rog, poate, dacă chiar vrem să răspândim mașinile electrice și să promovăm tehnologiile astea verzi, care până la urmă sunt așa zise verzi, nu sunt 100% verzi, nu putem decât să scădem prețurile. Succesul mașinii termice a fost dată de domnul Ford și de Fordul Model T, o mașină făcută pentru mase, cu un preț redus și într-o perioadă în care benzina costa la ordinul cenților, nu dolarilor, galonul. Așa putem răspândi electricitatea și electrificarea asta pe șosele. Altfel, nu facem decât să ne complicăm viețile, cum mi-am complicat eu în episoadele astea care a zis că mi-am mâncat zilele. Stația aia nu mergea, aplicația aia nu mergea. Ce-i drept, nici eu n-am citit nimic despre ele, nici eu n-am studiat, dar nu mi se pare ok că atunci când îți cumperi o mașină, să stai să petreci ore în șir informându-te despre cum să o faci să funcționeze. Nu. Practic, asta, calitatea unei mașini este simplitatea ei și folosirea ei de către oricine la primul contact. Nu suntem toți profesori universitari, nu avem toți timp de pierdut să studiem tot felul de planșe și schițe și așa mai departe. Mașina este urci, dai cheie și pleci. Asta este libertatea de mișcare și frumusețea vremurilor pe care încă le trăim. Iliaș, ora 8 și 10 dimineața, trafic bară la bară, deși e un orășel mic, dar este tranzitat de un drum circulat. Și cum România nu vrea să construiască autostrăzi sau le construiește cu viteza melcului, nici măcar nu construiește șosele de centură, rute ocolitoare, inele din astea care să devieze traficul din interiorul orașelor, mergem bară la bară. Ce-i drept se merge, am prins zile în care chiar am mers mai rău de așa.
Iar oricum și traficul în general destul de față de ce am văzut ieri, cum vă spuneam mai devreme, e ok, adică se merge destul de bine, chiar spre Binișor sau invers. Mașina noastră a luat din baterie 6% până aici. Avem 84% procentaj. Până la destinația noastră, Waze ne arată că mai sunt 204 km, deci eu cred că sunt un pic mai mulți. Mă rog, nu știu. Vedem când ajungem la destinația noastră finală. Să vedem la Severin ce procentaj de baterie avem. Cum stau lucrurile la Kaufland. Și cât curent, cât mai costă curentul. De informare. Suntem la intrarea în localitatea Strehaia. O localitate foarte prosperă din Oltenia. Și aici vreau să vă arăt însă altceva, pe lângă consumul mașinii și așa mai departe. Ia uitați, dacă vedeți voi ce scrie pe clădirea aia din față. Dar cred că nu vedeți de aici, așa că o să mă mut eu un pic ca să puteți vedea. Ia uitați voi ce scrie pe clădirea aia. Da? Ce scrie? Trăiască prietenia română-sovietică. Vedeți ce v-am spus? Nu vă mai fie frică că vin rușii, că pleacă chinezii. Rușii stă aici, sunt în felul nostru, n-au plecat niciodată de fapt, și sunt în felul nostru de a gândi, a multora dintre noi de a gândi. Știți voi la cine mă refer, la aia care vă promovează tot felul de lucruri ieftine, ridicole, pentru care să plătiți mult. Care spun că fără libertate e mai bine și toate celelalte lucruri. Acum că tot se apropie alegerile și e foarte important să alegem, adică să mergem la vot și să ne bucurăm de acest privilegiu, cred că ar trebui să ne gândim puțin de 2-3 ori pe cine punem ștampila și dacă merită ștampila noastră și ce ne-a oferit în schimbul încrederii de până acum și de acum înainte. Ia uitați, avem aici, tronează deasupra șoselei mândri de realizările lor sau irealizările lor. Ne apropiem de Severin și poate avem parte de aici din vârful dealului numit Balota de o priveliște asupra întregii zone. Se vede Dunărea, se vede insula Șinian, se vede orașul Severin, se văd pe fundal munții. Pare o zi destul de senină, dar avem mulți nori albi. Adică o zi bună de filmări și de fotografii. Ia să vedem. A înverzit natura, este vegetație și vizibilitatea noastră e puțin limitată. E bine, pe aici, pe dealurile astea, dacă te plimbi de jur împrejur, sunt câteva locuri mișto de Bellevue. S-a asfaltat drumul ăsta nou pe aici în stânga, care duce spre aerodromul de la Severin. Și sunt locuri de mișto, de unde se vede întreaga zonă de sus, cumva, Bellevue-uri din astea, să le numim așa. Bun, ne îndreptăm spre Kaufland să vedem cum stăm cu încărcarea. Vă arăt acolo datele, punem priza, punem tot ce trebuie. Gata, suntem la Severin. Și trebuie să ne jucăm puțin cu
încărcătoriile, deși eu văd că aici ar fi stația, pe aplicația eCharge ne-o arată în altă parte. Sper să nu ne arată pe alea de Tesla de acolo. Și cred că așa este, au dreptate. Ia să vedem dacă ajung eu acolo, nu la asta de aici. Gata, victorie! Suntem la mall-ul de la Severin. Am reușit să încărcăm. Am mers din a doua încercare aplicația eCharge. Și am venit până aici cu cifrele astea, ia vedeți, de la 91 la 68%, 23% procent de baterie, viteză medie 67, 112 km. Deci, practic, cu 25% din baterie faci, să zicem, 120 de km. Adică cu toată bateria ai face spre 500 de km, ceea ce este impresionant. N-am mers nici tare, nici încet, am mers regulamentar, să zicem așa. Însă acum avem de așteptat aici... cât zice mașina noastră, 35 de minute. O să mă duc până la McDonald's-ul din apropiere să-mi iau un cappuccino și un croissant. Da, încărcare completă, autonomie mare, să ne punem în mișcare cu mașina cea mai tare, că mai avem de mers. Ne vedem pe traseu. Bună încărcătoria asta de la Severin. Te împrietenești cu multinaționalele, cu KFC, cu McDonald's, cu ăștia, ce să faci, te descurci. Gata, suntem în mișcare și în curând vom trece prin dreptul hidrocentralei de la porțile de fier. Dreptul barajului, locul de punctul de traversare a frontierei cu Serbia. E, cred că, unul dintre marii furnizori de energie ai țării noastre. Și cu toate astea, ultima stație de încărcare este în spate, la restaurantul Taverna Sârbului. La fel ca și în alte puncte din astea importante, energetice din țara noastră, nu avem o deschidere din asta. Adică aici, uite, pe câmpul ăsta, ar trebui să ai, nu știu, 10 stații de încărcare. Pentru că vis-a-vis ai fabrica de curent. Și tot timpul stau și mă gândesc, bă, dar de ce acești granzi ai producției de energie nu și-au făcut propriile lor puncte de încărcat mașinile electrice? Și tehnologia asta și chestia asta, capacitatea asta e dată unor terți, unor... nu știu cum să-i numim, unor entități de care n-au o legătură directă cu producția de energie. Și aici, de fapt, îți dai seama că nu e un interes real pentru răspândirea mașinilor electrice. Pentru că dacă ar fi un interes real, în toate punctele astea ai vedea stații de încărcare, ai vedea reclame la ele. Evident, ar trebui să ai și un preț mult mai bun pe kilowatt în zonele astea, în apropierea acestor mari furnizori. Nu știu cât ne-a costat ultima încărcare, vreo 60 de lei, 70 de lei. Încărcarea asta de la Severin. Deci asta vreau să zic, când călătorești cu mașina electrică și te duci din stație în stație, nu e ieftin. Înțelegeți? Nu e ieftin. E preț de 2,50, 2,79, 3,1 pe kilowatt. E multicel. Ce înseamnă Volkswagen? Ați văzut? A frânat platforma din față, mi-a prins becul în bord. Ești prea aproape de ea. Și nu sunt aproape de ea, observați. Asta e o particularitate la mașinile astea germane. Sistemele astea de asistență sunt foarte gândite și foarte studiate. Și lane assist-ul te corectează discret. Nu sunt intruzive, sunt doar acolo să te ajute. Mă rog, mașini de calitate, ce să vă mai spun. Știți prea bine părerea mea despre ele, cât și despre alte mărci. Hai să călătorim împreună puțin pe bucata asta de șosea. O putem numi chiar suspendată, pentru că suntem pe o succesiune de viaducte care unește Severinul de Orșova.
Este unica șosea de genul ăsta din țară care merge paralel cu fluviul, de multe ori deasupra fluviului, asupra Dunării, fiindcă cam singura rută în afară de trasee de drumul forestiere, de drumul montane pe zona din dreapta mea care unește cele două localități. Evident, e construită cu mulți ani în urmă, s-au turnat și niște filme românești pe aici, evident, cu Sergiu Nicolaescu, dar este de-a dreptul spectaculoasă ca șosea în orice anotimp, în orice sezon. Singurul lucru ce zic eu că îi lipsește și dar cred că ar mai putea fi adăugat, bine, nu camionul de lemne, niște puncte din astea de Bellevue, niște parcări, niște lărgiri cumva ale gen cum avem aici pe stânga, ca zonele astea să poată fi privite mai la îndemână cumva, sau nu știu, mai ușor. Bineînțeles, o autostradă cred că este aproape imposibil de construit pe aici, sau de fapt nu e imposibil, e foarte costisitor și nu cred că vom avea parte de ea prea curând. Sunt și două tunele aici, asta este al doilea, trecut pe... Îmi place să claxonez în tunel, nu știu de ce. Al doilea e mai în spate. Dar pentru perioada în care a fost construit, cred că în anii 60, e ceva impresionant într-o țară comunistă, într-o țară așa cum a fost ea în perioada respectivă. E ceva wow. Tot timpul îmi place să merg pe ruta asta, să nu mă grăbesc. Oricum e o rută foarte aglomerată, se întâmplă des accidente aici, se întâmplă și blocaje, pentru că, vedeți, nu ai unde să eviți în caz că se lovesc două mașini, nu ai unde să o colești. Dar e o rută foarte, foarte mișto. Ne apropiem de Orșova, unul dintre cele mai frumos poziționate orașe din România, vis-a-vis de golful ăsta prin care se varsă râul Cerna în fluviul Dunărea. E de-a dreptul un fel de Monaco al României, privit de pe partea asta de aici, de unde vin eu. Păcat însă că e o zonă destul de săracă și nevalorificat potențialul turistic și să trăiți. Ați greșit, acum plătiți. Mă rog. Ar fi fost mult mai mișto ca zonele astea de adevăratele spectaculoase din țara noastră să fie... Dar ce dracu sună? Sună pe afară. Mă rog. Să fie puse, nu știu, într-un context mai bun, mai ales... Că până la urmă BMW-uri și sateliții lui Elon Musk nu-i vom construi, măcar de turism să ne bucurăm și să-l promovăm cât de mult putem. Din punct de vedere însă al traficului se circulă greu, a mers foarte, cu viteză foarte scăzută pe bucata asta. Nu știu cum a dat domnul respectiv în radar, pentru că a mers cu 50-60. Rare ori am sărit de viteza asta în coloană. Acum să vom părăsi drumul ăsta Severin Timișoara și vom vira stânga, intrăm în Orșova și din Orșova spre Dubova și spre destinația noastră finală. Practic mai în față de Dubova puțin, de după ce ieșim din Orșova la începutul, la intrarea în Dubova, cred, sau la Eșelnic, la Dubova, de acolo începe clisura. Să filmez în continuare, pentru că și acolo sunt locuri spectaculoase. Vedem și Orșova împreună. Cam așa arată zona asta de faleză, din stânga. Și pe dreapta sunt locuințele, vedeți și în față, pe deal. Acolo sus este mănăstirea Sfânta Ana, foarte, foarte frumoasă și iar o atracție a zonei.
Dar chiar arată frumos, așa, arată, nu știu, un amestec de multe alte zone din lume pe care le strânge această zonă, această localitate. Urmează să ieșim din Orșova. Am schimbat direcția de mers, ați văzut. Practic drumul ăsta merge paralel cu pe malul fluviului. Dar vreau să vă arăt ceva, un sector de drum care este vai de capul lui de când îl știu eu. Deci bucata asta, ieșirea asta din Orșova, care într-adevăr este într-o zonă din asta, vedeți, drumul urcă într-o rampă destul de accentuată, dar uitați-vă în ce hal este. Și nu se face nimic pentru el. Probabil că există o explicație, ceva științifico, fantastico, politic. Dar nu e normal să lași o intrare într-un oraș, probabil este un oraș mare, mic cât el, în halul ăsta. Ia uitați-vă și voi pe partea stângă cum aici, adică aici nu s-a surupat de ieri de alaltă. Aici sunt ani de zile în care terenul a lucrat. Probabil că ar trebui închis și refăcut integral, dar cred că nu ține de administrația locală, nu de Consiliul Județean, fiindcă e în localitate și nu sunt bani pentru astfel de lucrare atât de amplă și de complexă. Asta este România noastră, care ne mănâncă toate zilele. Hai să continuăm cu încă o bucățică splendidă din traseul ăsta. Ne apropiem de capul Decebal, una din super atracțiile zonei. Și mănăstirea Mraconia. Iar bucățica asta pe care începem acum să o parcurgem este spectaculoasă din punct de vedere al virajelor și al îngustimii. Să vedeți că circulăm chiar pe sub peretele de stâncă. Ia uitați, unde și mai cad pietre din când în când. Doamne ferește să cadă una mare pe tine. Puteți să revedeți pe canal, să căutați, am făcut același traseu anul trecut cu Peugeot-ul 407 și atunci am oprit în multe din locurile astea și am filmat și afară foarte mult. Acum însă trebuie să ajung la prietenul meu, la Cosmin, pentru că avem un eveniment la ei în zonă, măsuratul oilor se numește. Și evident, plecând cu mașina electrică, am plecat și cu o oră mai devreme, am stat și la Severin să o încarc. Văd că nici pe aici nu e traficul foarte, foarte liber, e circulație. Am oprit Waze-ul că nu mi-e de niciun folos pe aici, lipsește semnalul în multe zone, intră roaming de la sârbi și nu prea e ok, știți, cu costurile. Și mi-a arătat că ajung în jur de ora 12, acum fiind 11 fără 10. Aici pe dreapta este chipul lui Decebal, sculptura. Caute cetățeni de la Buzău. Și n-au venit cu Duster, au venit cu Passat-ul, deși la Buzău, încă unii, și cu Citroen-ul. Deși la Buzău știu ce mașini să-și cumpere. Hai, se fac plimbări cu barca, sunt multe, se fac drumeții. Atenție însă, în zona asta, munții, cam toată ruta de aici este patria viperelor, iar acum sunt în plină activitate. Dacă vă aventurați pe munți, luați-vă echipament de protecție. Ia uite și avion, bă, te încurci, ăștia fac aici toate chestiile din lume. Deci plimbare cu avion pe crisură, nu știam că se face, văd că acum l-am văzut, ați văzut împreună cu mine avionul.
cred că decolează de la aerodrom de la Severin, pentru că și acolo e interesant. Și acolo se întâmplă multe evenimente. Tot așa, pe la sfârșitul lunii mai, începutul iunie, cu ziua copilului, atunci este eveniment pe aerodromul Severin, spectacol de avioane, parașutiști, chestii de genul ăsta. Ar fi foarte interesant de văzut glisura din avion, cum e și cum se zboară pe aici, prin strâmtoarea asta. Aici în față urmează golful Dubova, cu localitatea Dubova, care să zicem că e perla acestei zone, atracția de top a glisurii Dunării, cu toate că mie locurile care îmi plac cel mai mult încep de aici încolo, spre Cosmin, adică glisura nu se termină aici. Aici este doar un centru de atracții. Sunt foarte multe pensiuni cu cluburi, cu yachting, cu birching, tot ce vrei poți face pe aici. Pe partea asta de distracție și vin oameni de peste tot din țară. Le vedem, ia uitați, i6 alb, normal că nu o să aibă Toyota. Oamenii care vin la distracție știu cu ce să circule, nu? Barcațiune foarte mare, un iaht e ancorat aici în golf, nu l-am mai văzut până acum, dar e chiar ceva țapăn. Da, mă rog, e mișto că există și că au venit pe aici, e disponibil și e parcat în golful ăsta. Mașina noastră am făcut până aici de la ultima încărcare de la Severin, de acolo 50 de kilometri, am pierdut 8% de baterie și mai ne arată încă 457 de kilometri de mers. Sunt curios, eu zic că la Cosmin voi ajunge cu 70-75%. Sunt curios cu ce procentaj de baterie ajungem acolo. Dar să știți că mașina asta electrică, așa cum este și hulită de foarte mulți, nu este o mașină rea. Îți place o conduci și pe drumuri din astea virajate, pentru că te ajută foarte mult puterea instant. Și apropo, este prima mașină electrică care merg cu ea și văd că producătorul spune ca roțile să fie umflate la 2,5, nu la presiuni de peste 3, cum am văzut la foarte multe alte modele electrice. Și cred că de aici îi vine și un pic din confortul ăsta și sentimentul de siguranță care ți-l dă pe șosea, după cum vedeți și în aceste viraje. Nu e o Tesla, mă înțelegeți? Pentru că Tesla e cea mai bună mașină electrică, dar nu e cea mai bună mașină electrică de condus. V8
viraje, viraje și iar viraje. Pare rău că nu e cu mine prietenul meu Funeral Tracker. L-ați văzut în episodul cu episoadele și cu Renault și cu mașina asta pe serpentinele de la Rânca. El e un mare amator de viraje. Îl salutăm pe această cale. Îl găsiți pe canalul lui de YouTube Funeral Tracker, unde ne prezintă tot felul de chestii mișto din Munții Gorjului și niște rețete culinare pe care le prepară. Este foarte sensibil totuși la condus mai sportiv, mai agresiv așa, și am avut parte de niște momente funny cu el în celelalte călătorii. Sunt curios cum s-ar comporta la un traseu, pe traseul nostru de filmări de la Craiova, cu tot zicem Mitsubishi Evo sau cu Golful E7R. Cred că acolo ar spune multe, poate îl conving odată și vine să-l prind cu vreo mașină din asta pe acolo. Spectaculoasă zonă, spectaculos peisajul. România de poveste. Acolo sus este o construcție într-un fel, într-o formă de turn de castel. Se poate ajunge, e un drum care urcă undeva în dreapta pe aici. Nu o să... Am urcat în episodul trecut, când a fost cu Peugeot 407, pe aici se intră. E interesantă construcția și de sus de acolo ai un bel view pe întreaga, pe o mare deschidere. Vezi Dunărea și la stânga și la dreapta. Dar așa cum am zis, astăzi nu prea avem așa mult timp să explorăm zona. Sunt satele cehești pe aici, Ebenthal și alte zone de vizitat. Se intră în dreapta, practic, în teritoriul județului Caraș-Severin. N-am fost niciodată în satul cehesc, dar va trebui să ajung odată cu Cosmin. În rest, uitați-vă, traseul e de-a dreptul spectaculos. Este o plăcere să îl parcurgi. Asfaltul e destul de bună calitate, mare picolo, niște PTC, dar până acum n-am întâlnit nimic rău, nimic fatal.
niște plombe cu niște petece. Ce drept, trebuie să fii atent la, la condus pe traseul ăsta. Nu e chiar cel mai plăcut drum, deși plăcut pentru chestia asta de a te... Da, zice, bă, nu pot întâlni nimic pe el riscant, mă relaxez la volan, nu. Trebuie să fiu un pic alert și atent la, la împrejurimi. Dar eu pur și simplu m-am îndrăgostit de mașina asta, de Cupra asta, pentru felul în care se conduce. Practic ai 230 de cai pe un Golf. Imaginați-vă un Golf de 230 de cai. E aproape la nivelul de GTI. Nu știu timpii de accelerație, nu știu ce este asta, dar e impresionantă la condus. Stânga urmează iar o atracție a zonei, una din cetățile de pe malul Dunării. Cetatea Tricole se numește. Sunt niște turnuri care au mai rămas din ea și sunt în apă, în fluviu. Ia uitați-le aici pe stânga. Eu, bineînțeles, nu e o parcare, dar se poate coborî la, la ele să le vezi de aproape. Oricum am impresia că suntem în sezon acum de prohibiție, pentru că de multe ori pe aici este plin de pescari, oameni care vin din toată țara. Am văzut mașini de Neamț, de Iași, de Suceava, care vin cu corturi, cu rulote, cu campere, cu ce au și stau pe aici la, la pescuit. Ce-i drept, este pește, pentru că noi suntem dincolo de barajul Porțile de Fier și partea asta de Dunăre nu e afectată de... de prezența barajului. Ia uitați-vă cât de spectaculos se vede în față. Ce combinații de culori de primăvară. De adevăratele, o bucurie pentru, pentru ochi. Am configurat navigația mașinii cu destinația mea și îmi spune că mai avem 45 de kilometri. Vom ajunge la ora 12 și 5 minute. Sunt foarte multe atracții și vis-a-vis pe malul Sârbesc. Din păcate n-am ajuns niciodată, dar sper să fac odată traseul ăsta și pe partea cealaltă. Opa, aici avem working area. Ceva îmi spune că sârbii stau mai bine ca noi la turism pe bucata asta de, de Dunăre. Undeva în față să vedem un muzeu care s-a construit peste sit arheologic. Arată impresionantă construcția de pe mal, privită de pe malul românesc. Iar mai în față avem vis-a-vis de Coronini, avem cetatea Golubăț, o atracție la nivel european, pot să spun eu așa, din moment ce opresc vapoarele de pasageri care circulă pe Dunăre, opresc, coboară turiști, o vizitează, stau în zonă și după care pleacă. Bun.
am ajuns la unul din punctele unde se stă pe acest traseu, pentru că în zona asta nu mai se stă, tocmai când scosese în centură. Ai mașina noastră electrică. În zona asta, pe care o traversam, s-a prăbușit muntele în ianuarie 2023. De atunci se tot lucrează cu explozibili, cu alpiniști, cu tractoriști, cu ce s-o lucra. Și vedeți cum arată lucrările. Circa un an jumate trecut și nimic. Așteptăm noi și noi rezultate. În noi și noi episoade. Călătoria noastră merge mai departe. Am trecut de localitatea Berzeasca și aici chiar sunt niște chestii interesante de... sunt două zone din astea de bungalouri construite pe apă, pe fluviul Dunării, pe fluviul Dunărea, unde se poate, unde te poți caza. Să le vedem ceva mai... mai în față, pe partea stângă. Dar ce remarc și ce știam de fapt că e pe traseul ăsta, nu este nicio benzinărie. Deci ai benzinărie la Orșova și la Moldova Nouă. Între ele sunt 100 de kilometri. Nu știu cum se descurcă oamenii din zonă, probabil că își fac stocuri, provizii sau cumpără, merg cu plinul și încă ceva recipiente în care stochează combustibil, pentru că e o problemă oarecum. E o zi în care, uitați-vă pe luciul apei, deși bate vântul, nu bate. E de la cisterna din față. Dunărea e foarte liniștită astăzi, nu are niciun fel de val. Hai să punem cai cuprei la treabă. E impresionantă la depășiri. Puterea asta electrică și cuplu instant care l-ai la cea mai mică apăsare te ajută enorm să depășești. Acum, vedeți, fiecare sursă de combustibil are plusurile și minusurile lui. Dar dacă se va lucra la partea de încărcătoare, dacă prețul la energie va scădea sau măcar va rămâne constant, sunt o soluție de deplasare atât rapidă cât și economică. Însă imensul avantaj rămâne dacă locuiești la casă și încarci atât de la rețeaua electrică, cât și dacă ai fotovoltaice și chestii de genul. Pentru că și-am mers eu cu ea în Craiova, încărcând-o acasă de seara până dimineața, circa 20-25-30% în 12 ore. Suntem la 100 de kilometri de oraș, 20-30 de lei la prețul curentului de acasă, adică la jumate față de cea mai economică mașină termică. Bine, rămâne soluția de motor aspirat și GPL-ul, dar acolo deja nu ai mașină. Ai doar un mijloc de transport. Adică, nu știu dacă o termică de 230 de cai cu GPL mai are consumuri atât de bune. Nu știu cât costă atât mașina, cât și instalația, plus mentenanță, plus. Deci
e atât de rapidă, încât dacă nu iei piciorul din accelerație, te trezești cu ea la viteza maximă. Repede. Repede, repede, repede. Uitați cum se văd în stânga, la înălțime, morile de vânt. Sau, nu fotovoltaicele, eolienele, parcul de eoliene. La Coronini, știți, este un parc foarte... este al doilea din țară, după cel din Dobrogea. Și care se va extinde, pentru că am văzut că se trasează noi rute, noi puncte unde se vor fi instalate turbinele. Evident, puteți să-l revedeți numeroase clipuri, atât la mine cât și la Cosmin pe canal, pe Clisura Dunării TV. La Cosmin găsiți toate traseele din zonă, toate atracțiile detaliate, filmate profesional, în diferite anotimpuri. Atât de doar el în călătoriile lui, cât și cu musafiri, cu oaspeți care i-a avut în vizită la pensiune. Este spectaculos acolo sus. O să încercăm să mergem și cu mașina asta. O ducem la fabrica de curent. Apropo de curent, avem 76% prezent în baterie, o autonomie de 340 de km. Am făcut 113 km de la ultima încărcare, cu o viteză medie de 70 de km pe oră. Mașinile astea cu putere și jucăușe, cum este asta, și care stă bine pe viraje și care răspunde super mișto la comenzi, te face să pui puterea jos. Nu poți merge cu ea în, nu știu, cumva blând, așa, să doar să călătorești. Dar după ce o înveți și după ce ai făcut ceva kilometri cu ea, îți dai seama de potențialul ei și îți dai seama că nu poți merge cu ea la consum. Pentru că are putere multă și instantă și e o plăcere să o conduci. Chiar dacă unii o să ziceți, domnule, e o mașină electrică, eu vă sfătuiesc să mergeți, să o testați. Și după care să spuneți, domnule, nu e doar o mașină electrică, este și o mașină care poate fi exploatată rațional și condusă cu plăcere. Două vehicule lente, un Golf 4 și o Dacia Duster. Oamenii merg la plimbare, la consum, la 60 la oră. Opa! Și mașina românească depășește mașina de la bătrânica din Germania. Bravo, România, 1-0! Strănepotul spaniol lasă în urmă unicuța. Mai încerc nepotul spaniol. Ulelei, nepotul spaniol. Deci e grav de rapidă. Deci grav de rapidă. Nu
știu dacă n-ar avea limitarea la 165 pe oră, ce viteză de top ar avea și cât de repede ar prinde-o. Pentru că pot să vă spun așa, din reprizele astea pe care le are, că foaie de capul meu. Da, uite, am prins și chestia asta din față. Am salutat. N-ai cu ce, știu. Ai și tu o mașinuță electrică acolo, da? Până unde au ajuns alții și unde a rămas industria auto românească. Da. Mai avem puțin și ajungem aici. Suntem în Golful. Cred că se numește Golful Moldova Nouă, vis-a-vis acolo în stânga avem cetatea de la Golubăț. Pe partea dreaptă este una din atracții, Gaura de Muscă, o peșteră care aici deasupra. În față să avem una dintre stâncile Baba, are un numire, nu scap acum Baba, nu știu cum se numește, Baba. E reper de navigație și așa mai departe. Are și o poveste, bineînțeles, mitică cumva așa să... Dar încă o dată zic, pe canalul lui Cosmin, pe Pisura Dunării TV, găsiți toate atracțiile de aici explicate, de el filmate, documentate. Doi bicicliști, tot așa, cu biciclete din astea de enduro, nu enduro, de călătorie, care le aveau încărcate și se vedea că vin de departe. Asta este localitatea Coronini, care este stațiune turistică, începând cu 2023, a fost declarată stațiune turistică, ceea ce e foarte bine. Aici, în dreapta sus, o să fie gata și cetatea de pe malul românesc, cetatea Ladislau, care se reabilitează aici pe stânga, o să avem parcarea pentru ea. Dar mai e de lucru, nu știu care este stadiul lucrărilor exact pe aici, prin dreapta se urcă spre ea. Și pe aici, prin dreapta, se urcă spre parcul fotovoltaic, prin localitate. Mai e o zonă la ieșire pe unde se poate practic ocolești localitatea și mergi spre parcul eolian. Sincer, cred că am ajuns destul de repede. Eu am plecat pe la 8 fără puțin de acasă. Am stat jumătate de oră, mai mult de jumătate de oră, 35 de minute la Severin. Și acum este 11:48. Mai avem câteva minute până la pensiunea lui Cosmin, la Tarabostes Ranch. Mergeți cu mine, să vă arăt la sfârșit cifrele din bord și avem 72% încărcare, curent rămas. Practic am venit de la Severin aici 130 de km cu 30%, cu o viteză medie de 71 de km pe oră. Am mers cu mașina în modul confort. De câteva ori am dat-o și în modul Cupra. Nu am mers cu ea în regenerare, nu am mers cu ea în modul economic. Ea are și un mod range și chestia asta cu braking-ul. Braking-ul mi se pare un pic util, nu știu, în zone de unde cobori foarte mult și în oraș. Pe traseele ca astea, e ca șofer îmi dă senzația de... Mi se pare că mă derutează un pic mașina frânând mai tare când iei piciorul din accelerație. Dar ce să mai, aici pe dreapta este Tarabostes Ranch. Vedem Touaregul, să ne plimbăm puțin cu Touaregul lui pe aici. Mașina asta
Bine, cred că o să ne primim și cu ea, cu bateriuța de mai avem. Și o să o încărcăm pe timpul nopții la priză. Bine, s-ar putea să mergem să vizităm și partea asta ei, de partea de stația de încărcare de aici, dar nu este o stație de încărcare rapid, o stație de asta de încărcare de durează. Oh! Bun. Ia uitați ce spune mașina noastră. 72% baterie. Date de plasare de la pornire. Deci astăzi am făcut sunt 238 de kilometri până aici. Bun. Pe termen lung și de la încărcare. Bun, ne vedem cu bine. Cosmin, eu am venit la tine pregătit pentru deplasările astea cu mașina electrică. A, fii atent, bro, păi tu ai sculă de sculă. Am un prieten electrician, un super prelogitor. Pe urmă, când am ajuns la tine, mi-am dat seama că lucrurile sunt mai la îndemână și că avem aici tot ce ne trebuie. Da, eu mi-eram oarecum preocupat că nu știu ce cu ce jucăriile astea, cum se... Așa, eram preocupat să nu sugă prea mult, să nu poate să fie încărcată. No, deci acasă consumă gen un ventilator, nici măcar la nivelul unui aer condiționat. Dar fii atent, asta e chestie de... O, ăsta e al ei? Da. Păi de ce are Audi pe el? Pentru că face și Audi piese pentru Volvo. Uite, și-a pornit. Și asta vedem că ne spune în bord în cât timp și cu cât încarcă. Momentan stă și se gândește. Se gândește un pic. Da, se gândește și eu să ne zică la mine îmi scrie în ia-l cu noi că ne trebuie. La mine îmi scrie și dar cred că va scrie și aici amperajul. Ia să vedem. Băi, brother, noi o să facem un clip, bineînțeles, mai elaborat, dar îmi place, dragii mei, nu știu dacă mă știți cei de pe canalul Mihai toți, dar eu sunt total anti-EV-uri. Dar îmi place calitatea, sincer să fiu. Are o calitate de mașină de 50.000, sincer. Plasticurile, toate finisajele astea sunt foarte fain făcute. Dar în rest, nu pot să-i spun bord. Afișajul ăsta de ATV... Nu poate fi încărcat. Nu poate fi încărcat. Nu. Nu-i place ceva. Amperajul, probabil. Păi e o pugămânuntă atunci. Păi tot același amperaj la, adică nu cred că pierzi pe traseu. Păi și atunci ce faci? Mă lași mie aici? Nu, că am să mă întorc până la Severin, dar nu o să putem merge prea mult pe aici, cât aș fi vrut să mergem. Deci eu am venit de la Severin cu ea până aici cu 28% procente încărcare. Deci îmi trebuie un 30% ca să mă întorc înapoi la Severin. Da. E pretențioasă pe partea asta de încărcare. Auzi, la priză. Dar zice că nu spune că nu se poate încărca. Hai să ne uităm la culoarea LED-ului. A, ia uite, roșu. Dacă luăm din altă parte a pensiunii, avem cumva mai mult sau nu contează? Eu zic că nu contează. Nu contează. Tu probabil... Nu-i place. Tu probabil ai mai mulți consumatori ca mine acasă, știi? Păi bun, aici nu consum acum. Ia să vedem, să spun la PD. Au pictozele în priză? Oricum avem, e curent să mă întorc. Mari probleme logistice. Păi exact ce ți-am spus cu el. De rost să-mi dai să merg cu Touaregul astăzi, că mi-e dor de o mașină adevărată. Astăzi automat cu Seba merge cu Touaregul. Fai de capul meu, de când am mers cu o mașină, pe motorină. Da, nu-i place cea, pentru că astea trebuia să fie verzi. Mai încercăm mai târziu. Joystick. Înainte, înapoi, ea are un mod de mers normal, ăsta, modul de drive și modul de regenerare. Când mai dea o dată și le dă în B, ia uite, la fiecare ridicare de pedal, de accelerație, ea se înfrânează și atunci regenerează mult. Brother, am plecat de pe loc, dar deja se simte ca o cutie. Deci n-are feeling-ul unei termice nici până în lumea.
Degeaba. Dar e puternic. Da, degeaba, bă. Dar nu, știi ce? De exemplu, mers. Dacă mergi în zone din astea unde nu ai prea mult trafic în jurul tău, simți că e foarte liniște. Și începi un pic să nu fii atent la, la mașină și la drum, să te trezești cu viteză mare din cauza lipsei vibrațiilor și lipsei unui feedback din ăsta de ce se întâmplă. Are moduri de condus, confort, Cupra, chestii din astea, e tehnologie în ea. Foarte rapidă, line assist, ia uite, ține banda, vezi? Dragii mei, n-are feeling de S-Class, de, de seria 5, de Merțane, nici într-o mie de ani. Da, e rapidă, e nu știu ce, dar... No, 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 no. Ea la bază este un Golf, știi? Da. Dar să știi că... Mie a început să-mi placă cum te descurci cu ea așa, dar nu... Nu-mi place partea de încărcare, partea asta aia mi-e haos, mi se pare haotică și destul de scumpă. Dacă mergi din stațiile astea rapide de încărcare, să-i mergi pe ele, să zici, bă, mă duc Craiova, Moldova Nouă, Timișoara, așa, dar aici n-avem stație de încărcare rapidă, costă destul de mult, kilowatt. Adică nu e chiar ieftin. Dacă încarci acasă, acolo e altă sit. Deci, dragii mei, are feeling-ul unei mașini din asta de plastic, un pic mai așa, foarte rapidă. Ăsta e feeling-ul. Dar nu se compară cu un vehicul premium din grupul VAG, Mercedes. Acum stai să vezi cum e pe aici, cu umblatul prin astea, prin multimedia, că aici deja climă, butoane, numai butoane, totul e touch. Puteți să-mi dați hate, dragilor, dar nu m-a convins. După primii metri de la thank you, but no thank you. Eram sigur că nu o să spun. Da, na, na. Calitatea materialului superbă. Scaunele sunt bune. Scaunele sunt bune. Are viteză, adică viteză, are accelerație foarte bună, se vede care putere. Dar feeling-ul e... No. Na, 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 na. Să ne bucurăm, Cosmin, că încă în România și în Europa nu ni sunt forțate, băgate pe gând. Doamne ajută! Sunt opționale. Poți merge cu absolut orice mașină vrei și eu sper ca lucrurile să rămână așa. Să se perfecționeze și termicele, să se optimizeze și astea electrice și mai ales partea de infrastructură, pentru că de acolo cred că pleacă dezvoltarea lor. Și îmi place că are butoane, bro. Deci nu-i ca Tesla, adică o tabletă lipită. Da, uite, de exemplu, dacă vrei să dai temperatura mai mică, trebuie să faci așa, dacă vrei să dai la radio, trebuie să faci așa. Da, bro, dar are comenzile... Are, da, care sunt haptice, știi? Sunt un fel de... Da, tot, e ok. Știi, e ok pe... Dacă mânci langoși, ar putea să nu le poți opera, da? Ionizarea aerului, o funcție care evolvă. Ba, înregistrat. Și acum hai cu mașina electrică în benzinărie la prietenul nostru, Zvonc. Da, aici? Ia uite BMW-ul acolo parcat la locul lui. Băgăm la pompă și îl chemăm în pole position. Să facă plinul. Bagă la pompă și zi, ia, chiar, bagă și zi, Zvonco. Să vedem dacă iese vreun angajat. Ia fac pom și mie plinul ăsta. Nu iese nimeni. Nu, hai să ne mutăm de aici că nu vrea să... E cu self-service. Și ne mutăm aici la... Îl blocăm pe el. Oameni serioși, mașină serioasă. Oameni serioși, mașină serioasă. Băi, bro, nu m-a convins. Deci calitatea, experiența de driving în privința suspensiei, hai să zic. Dar nu, se simte că e o mașină... Are 2 tone, mașinuța asta, Golf-ul ăsta. Pentru că... Bine, asta cred că vine din... masă în... Cred că vine din suspensie. Bateriile, întreg ansamblu, propulsor, tren de rulare, ce are ea pe dedesubt, cameră, limba română, gadgeturi. Deci, dragii mei, nu veți avea feeling-ul unui seria... Nici măcar unui Golf. Nici măcar unui Golf. Nici măcar unui Golf. Face parte din viitorul nostru.
Salutări de la fabrica de curent. Da, văd că astăzi fabricile de curent sunt oprite. Nu prea bate vântul. Dar am adus cupra la înălțime aici, într-un loc foarte, foarte mișto, de unde se vede golful, cetatea Golubăți de vis-a-vis și frumusețile zonei. Astăzi o să ne întoarcem pe aceeași rută. Va trebui să... Momentan mașina mare cam 70% baterie. Cred că va trebui să opresc la Severin, pentru că vreau să mai plimb un pic prin Oltenia înainte de a ajunge acasă și vreau să am curentul necesar. Mai bine zis, siguranța încărcării și cu tot curentul la mine. Gata, lăsăm în urmă Tarabostez Ranch. Toaregul Cosmin, mașină serioasă. Și o luăm înapoi spre Oltenia. O să mai... Mă abat puțin de la traseu direct, pentru că vreau să mai filmez încă un loc mișto din Oltenia noastră cu mașina asta. Bineînțeles, înainte de asta va trebui să opresc la Severin, la încărcătorie, ca să fiu sigur că ajung exact pe unde vreau eu și să nu ajung cu bateria descărcată sub 20%. Astea sunt cifrele cu care plec de aici și vedem pe parcurs cum le schimbăm. Dar concluzia este asta, că poți merge cu o mașină electrică prin România. Cu toate inconvenientele ei, poți călători. Pauză de semafor aici la locul prăbușirii muntelui, care e pe acolo, pe unde semaforul e verde, vedeți? Acolo, în zare. Pac. Vede un verde mic. Ah, s-a făcut verde și la noi. Îi dăm rachetă. Cum procedăm în situația asta? Sau știți de ce stau vacile pe stradă în fața mașinilor, nu? Văd boul la volan. În niciun caz nu procedăm cum a făcut cetățeanul din față. Dar mă rog, fiecare cu ale lui. Vă dau drumul, o băgați, dar nu mai băgați prin față, că nu mai la băieții așa cu cablu. Păi eu aici la prima. Trageți cablu cumva și băgați așa. Dați-mi drumul, da. Hai, mulțumesc. Încărcătorie la Severin. M-a ajuns cu 35%, însă a trebuit să trec de această panglică, vedeți? Ca să ajung în zona încărcătoarelor, pentru că aici este circul. Și să vedem dacă avem noroc. Aici circul își montează... Aha! Plug the cable, reîncarcă! Reîncearcă, nu reîncarcă, hai de capul meu! Puh. Însă, victorie! Aplicația noastră merge. Zice că... ne încarcă în 55 de minute. Până la 90%. Aici. Ia să vedem și cu cât bagă. Bun, 44. E bine. Câți bani mai sunt aici? Mai sunt 78 de lei. Adică ar însemna că am... Dacă e 2,50 kW. Cât dracului vine? Să vedem, cum o lăsăm să încarce de toți banii ăștia, că ajunge
până acasă. Oricum ajunge așa, dar o să mai fac eu un mic ocol prin Oltenia, să vă mai duc într-un loc mișto, chiar dacă nu prea e vremea ideală. Și după care să mă duc acasă. Și dacă aș fi mers cu ea așa, aș fi ajuns cu baterie foarte, cu poate 5-10, maxim 15% procent și nu vreau să o duc atât de jos bateria. Așa că stăm aici să vedem ce se întâmplă. Bine, am sunat un prieten, o să vină să ne plimbăm puțin prin mall, bem o cafea. Oricum, dacă sunteți din Severin sau călătoriți prin zonă, puteți veni aici la Chierful, e circul. Vedeți însă cu mașinile electrice, că cum le încărcați, că e banda roșie, vedeți? Te s-o depășiți, o rugați de domnul de la pază să vă lase. E, oricum, domn foarte simpatic și mulțumim că ne-a lăsat, sau că m-a lăsat.
hai să mai călătorim puțin în, în culorile astea de rapiță și de primăvară prin Oltenia rurală. Nu mergem direct de la Severin la Craiova, mergem, tăiem Oltenia cumva pe mijloc, probabil tăiem Doljul. Chiar e o zi mișto de călătorit și dacă tot am plecat, nu era... Pentru că vreau să ajung într-un loc foarte mișto de la noi din Dolj, unde sper să pot să existe și să se poată filma și fotografia ceea ce apare în această perioadă a anului. Și acolo o să încheiem episodul nostru. Doar că foarte capricioasă vremea, la Coroninii nu bătea vântul, unde sunt eolienele, unde e parcul de eoliene, aici bate vântul, unde nu sunt eoliene. Și mai se pare că și începe să plouă. Hai să terminăm călătoria noastră în mijlocul unei păduri, cred că cele mai frumoase păduri din Oltenia. Este pădurea de la Penița, în care au înflorit bujorii, care, știți bine, sunt o specie protejată și care nu trebuie rupt, trebuie doar admirați. Nu vă mai spun datele de consum, nu vă mai spun cifrele din bord. Concluzia este că poți călători cu o mașină electrică prin România fără probleme.